De ani de zile, cartierele marginașe din Râmnicu Sărat sunt sufocate de gunoaie. Hârtii, pungi și sticle de plastic, dar și resturi provenite de la demolări sau de la animalele din gospodării, sunt depozitate necontrolat. Zonele sunt curățate periodic, însă munca este în zadar pentru că acestea reapar. Este știut faptul că cei mai mulți dintre cei care aruncă gunoaiele la întâmplare sunt mai ales cetățenii, care nu au contracte cu o firmă de salubrizare. Din acest motiv, aproximativ 200 de persoane care locuiesc la casă au fost înștiințate că trebuie să își facă astfel de contracte. Până la momentul de față avem aproximativ 15 persoane care și-au încheiat contracte cu RER-ul, aproximativ 25 de persoane care nu locuiesc la acele case, sunt decedate sau locuiește nimeni momentan în acele locuințe și 12 persoane care au venit cu acte doveditoare că au și acea proprietate, dar locuiesc în altă parte. După expirarea termenului, agenții vor ieși din nou pe teren. Aceștia vor face verificări pentru a-i descoperi pe cei care nu respectă hotărârea Consiliului Local. Oamenii care nu au încheiat contracte pentru ridicarea gunoiului riscă amenzi usturătoare. Amenda poate să ajungă până la 3.000 de lei dacă identificăm și societate comercială, iar la persoanele fizice, după cum bine știți, se duce undeva până în aproximativ 500 de lei. Din acest an, autoritățile din Râmnicu Sărat au majorat și amenzile pentru cetățenii prinși că depozitează resturi menajere la întâmplare. În cazul persoanelor fizice, acestea ajung la 1.000 de lei, iar persoanele juridice riscă sancțiuni de cel mult 2.000 de lei.